Bună ziua, dragii mei, sunt Arătela cu etalarea pentru a treia etalare pentru cei cu balanță, etalare despre viața intimă, să vedem, ia uite, îndrăgostiții, să vedem ce mesaje primiți pentru cei care sunteți interesați, singuri sau în cuplu, încercați să vă adaptați mesajele. Chiar dacă sunteți soare, chiar dacă sunteți lună, Venus sau ce mai sunteți. S-a oprit setul la îndrăgostiții, doi de bâte și judecata. Sunteți în moment, probabil, cel puțin între trei persoane, între două, trei persoane, da? Și trebuie să alegeți. Eventual vă doriți să stați de vorbă cu cineva cu aspecte în semn de foc. Posibil să renașteți pasiunea, după acest moment de decizii, să renașteți focul, pasiunea, că e vorba de judgment, de renaștere. Și eventual să... O pasiune care a fost reținută din partea unuia dintre voi, cel puțin a unuia dintre voi. Cel puțin. Posibil chiar amândoi v-ați reținut pasiunea în această situație, în această situație. Balanță, soarele, nu veniți să ascendem din nou. Și iau că, nu știu, brusc am răgușit tocmai la voi. Probabil nu puteți comunica ceva ce ține evident de dragoste, de emoții, de atracții. Că vorbim de viața. 10 de bâte. Ar trebui să vedem și următoarele cărți ca să pot să o interpretez corect, dar multă pasiune. Ia uite, da, multă pasiune pentru cineva. Aici. Există o persoană care vă place, dar care posibil la un moment dat nu va primit oferta. Nu v-a primit oferta, poate voi ați fost un pic mai secretoși pentru că apare și luna și cavalerul de bâte în acest context, bărbatul, vine mai din spate. Eventual v-ați întâlnit noaptea că văd luna, eventual v-ați întâlnit pe neașteptate că văd cavalerul de spade, poate întâlnirea cu ei a venit așa ca un bitch, da, nu musai ca în imaginea asta, a venit într-un mod neașteptat, da? Într-un mod neașteptat, poate că v-au considerat un pic cam extravaganți în condițiile în care posibil unul dintre voi, cel puțin unul dintre voi, vroia o relație specială, sexuală, intimă, senzuală, sacră, da? Spirituală și posibil unul dintre voi nu prea știa ce înseamnă senzual și spiritual și sexual, adică separați aceste cuvinte. Și separările, după cum spunea și Rumi, duc la alte separări. Din acest motiv, simt că această pasiune pe unii dintre voi v-a consumat foarte mult. Că ați împlinit-o, când ați împlinit-o, iar variază. Posibil că i-ați fi luat pe sus. Pe unde v-ați fi întâlnit, i-ați fi luat pe sus. Dar arată totuși cărțile, vă le-am arătat și vouă, că cineva nu a vrut să primească, ia uite, regele de... Nu a vrut să primească acea ofertă din partea voastră, regele și regina. E o persoană care în aparență regina de spade, vi se potrivește mânușă persoana respectivă. Apăreți și voi aici jos, vă arăt imediat. Persoana, am zis că vi se potrivește, că apare ca și regina de spade, dar în spatele acestei aparențe reci, da? Este o persoană foarte senzuală, foarte emoțională, foarte sentimentală, care ține foarte mult la voi. Și cum am spus mai devreme, își dorește o altfel de manifestare intimă. Are 10 de cupe, simte că puteți fi foarte fericiți împreună și totuși, tot un semn al balanței, 6 de monede, vă așteaptă, îi așteptați, e o așteptare între voi. Asta la capătul setului de cărți. În continuare am zis că vă consumă această pasiune și bine am zis, mă bucur că mai urmează intuiția, pentru că este urmat 10 de bâte. De diavol. Ho, ho, ho. Și de regele de spade, bănuiesc că sunteți voi, că voi sunteți semne de aer. Posibil pentru unii să fi fost într-un trio și să fi făcut o mare, extrem de mare pasiune pentru cineva. Și repet, am senzația că această pasiune încă nu s-a manifestat în viața unora dintre voi, cel puțin nu cu această persoană despre care simt că am mai vorbit chiar mai devreme. Pentru că este rece, vă tratează cam cum îi tratați și voi. Cam cum îi tratați și voi într-o formă sau alta. Da?
Vă potriviți, repet, mânușa. Dar, repet, în spatele acestor aparențe, regina de cupe și 10 de cupe. Ar mai fi o altă variantă. Dacă voi v-ați așeza aici ca și regine de spade, vă doriți eventual să experimentați altceva decât acel cavaler de spade, da? Decât aceste pasiuni care la un moment dat au devenit pentru unii niște adicții, pentru că diavolul înseamnă și adicții, da? Hai să vedeți cărțile. Diavolul înseamnă și adicții. Poate unii ați avut adicții pentru sex, că doar vorbim despre chestiuni intime, da? Și nu conta cine era în viața voastră, soție, mamă, prietenă, vă mai făceați timp și pentru a treia persoană. Dar, repet, genul care îi tratați era pur sexual, pur chakra a doua despre care am mai vorbit și la celelalte și mă bucur că, deși e distanță de zile, se face legătura, am și păstrat cărțile. Și zic eu că trebuie să renașteți, cum a apărut și la a doua etalare, să renașteți, să transformați ceva. Să transformați ceva pentru că 10 de bâte în sine înseamnă și faptul că vă eliberați de această, să zic, pasiune. În ce sens? În ce sens? Ori dacă nu sunteți împreună, vă doriți să fiți împreună și regele de spade și regina de spade s-ar putea să-și dorească comunicare. Și repet, poate altfel vă mai doriți acum, altfel, ceva sentimental, emoțional, chiar dacă sunteți semne de apă, poate aveți niște planete care trebuie acum vibrate, poate și eclipsa vă vibrează într-un anume fel. Cam asta e. Dacă aveți o căsnicie toxică, aici sunteți voi semn de aer, căsnicie 10 de bute, toxică, cineva acasă care eventual vă manipulează prin sex, de care nu vă puteți separa, totuși, cu regele și regina, ca iar apare perechea, da, regele și regina. Repet, sunteți între două persoane, că doar aprut îndrăgostiți să alegeți ori acea persoană de acasă sau relație sigură, da, care într-un fel sau altul vă ține în preajmă, vă ține, vă... Nu vă dă drumul, asta e clar. Dar... Totul depinde de voința voastră, pentru că voi, totuși, vă doriți altceva, ceva emoțional, ceva sentimental, vă doriți 10 de cupe, fericire, înțelegere, da? Nu eforturi, nu eforturi. Bine, nu vorbesc acum sexual, poate că vă doriți și așa ceva, dar pe termen lung ați vrea să simțiți acea, am văzut mai devreme, acea sacralitate dintre două persoane în momentul în care sunt intime. Cam aceasta este etalarea pentru balanțe. Vă pup, pa, pa!